Bună dimineața, dragilor! După cum ați văzut, noi ne-am trezit. În această dimineață am ales un mic dejun un pic mai sănătos, pe bază de fructe. Da. Pe bază de fructe cu frișcă. Și avem, bineînțeles, și câte o bucățică de prăjiturică și cănele noastre preferate. Astăzi este ziua 3 de Daily Vlog. Bună dimineața, more! Bună dimineața! Filip, Melea, Hamza, ceau tata! După aia ne apucăm să aranjăm un picuț prin casă. După ce mâncăm, poate ieșim la plimbare. E banan, e măr, tata! Și mai vedem ce facem. Între timp să avem... Poftă bună! Între timp să avem poftă bună! Noi acum am ieșit un pic afară, am venit până la Mix Market, magazinul rusesc. Amo! Am venit cu socrii un pic să cumpărăm niște carne. Hamza! Te-au, povo! Am venit acum să cumpărăm niște carne. O să luăm niște pulpă fără os, 5,99 € la kilogram. Și acum să ne mai uităm ce mai cumpărăm. Cotlet, și o să luăm și un pic de cotlet. E 6,99 €. Uitați-vă cât este uleiul la ruș. S-a scumpit enorm de mult. Acum am terminat cumpărăturile, am cumpărat carne, niște parize, costiță. Imediat o să vă zic și prețul, dar cam toate în total la carne vreo 160 €, dar am luat multe kilograme. Mea, mami! Hamza! Hamza! Ai bombo? Ai bombo? Are băiețelul bombo? Aveți bomboanele și mașinile, una bucată. Da. Nici la 10 luni știe el să mânce bomboană pe băț. Filip și Melea nu au știut până la aproape 2 ani, nu le plăcea. Hamza! Acum mergem, ne vedem ce facem. Oricum, toate prețurile s-au scumpit, totul este foarte, foarte scump. Acum am ajuns acasă de la magazinul rusesc. Socrii au mers acasă și pună carnea la congelator. Noi am cumpărat pulpe din acestea, de la Viva Chips. Chipsuri cu smântână și mărar, două. Un parizer din acestea rusesc care se poate prăji și se mâncă cu ochiuri lângă. Chiar o să mănânc acum, doar că eu o să pun și niște cartofi. Și la reducere am găsit și acești biscuiți care la aspect par destul de buni și erau la reducere la 50%, am dat 1 €. Vreau să zic că cutia costa 2 și are 235 de grame. Din Polonia. Am cumpărat și pâine proaspătă de la Lidl, niște Kaiser. Copiii și-au cumpărat mai multe bombonele din acestea cu căpșună, lollipop. Așa că acum o să iau tava cu ulei, o să o pun la încins și o să prăjesc acest parizer cu ou și cartofei. Ceau, Filip! Ceau. Și după aia ieșim la plimbare sau nu? Da! Cum te găsești cu șlapii? Bine! Îți place? Și sandalele! Ui! Și sandalele! Ceau, Hamza, more! Ce faci tu, bobo? Ai venit la tati în bucătărie? Vei și tu să par? E da! Zi! Ceau, ceau!
Cum face Bobo? Ciao, ciao! Fețe mică, da! Deci, haideți să mă pun la treabă. Vroiam să vă mai spun că noi acum am început să folosim acești cartofi la prăjit. Am gustat pentru prima dată la prietenii noștri Estera și Cristi și ne-au plăcut foarte mult. Se găsesc la Netto. Acum am pregătit și ouăle aici, parizerul tăiat, o să fac și ochiurile, peste ochiuri pun și un pic de secretul gustului, este așa ca o gustărică înainte să vină seara, după amiază. Noi cartofii prăjiți îi condimentăm cu acest condiment, este anume pentru cartofi. Se poate pune și piper negru, cine dorește. Într-un bol mai micuț am pus un pic de ketchup și maioneză, după care amestec bine. Și iată un sos, în Italia se cheamă salsa roja, pentru că are această culoare rozie și este super, super delicios. Ochiurile sunt gata. Acum o să las câteva, un minut, cât să se prăjească un pic și acest parizer și este gata. Acum este gata mâncărica. O să ne punem la masă și după vedem, poate ieșim la o plimbare. Numele ea? Da. Filip, nu. Filip, nu. Noi acum am ieșit la plimbare, după cum v-am spus. Am ieșit un pic să ne plimbăm. Ceau, ceau, tata! Ai ieșit la plimbare? El a făcut un pic nani. Uite cum a făcut ceau. Filip a vrut un pic cu motorul, că nu a mai ieșit de anul trecut. Dar acum s-a gata bateria deja. Dar numai, doar o oră o sta la încărcat și nu prea are multă baterie. Cum e Filip pe motor? Domnul polițai! Ce e acolo? Lego? Ai și tu acasă Lego. Dar ce tot faci scheme? Stai să mă trec în schema asta. Bile, stai un pic. Cum se cheamă astea ce faci tu? Scheme? Dar îți place așa periculos? Melea, ce zici? Ce faci? În căruț ca bebelușii? Că ești obosită, nu? Te dor picioarele. Acum mergem la o înghețată. O să cumpărăm de la o gelaterie deschisă recent. We'll be right back.
Amza, amore! Cam acesta a fost vlogul de azi. Ne revedem într-un alt vlog. Nu uitați să dați like, să apăsați pe abonat dacă nu sunteți deja abonați și ne vedem. Ciu! Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa!